Există mai multe tipuri de ploșnițe. Cea mai comună, ploșnița verde. Ea pleacă în mod deosebit solanaceile, adică roșiile, vinetele, cartofii, dar și fasolea și castraveții. Apoi ploșnița de varză. Acest grup de insecte are modele roșii și negre. Ploșnița marmorată de culoare maro-gri, care face ravagii în livezi, dar și la dovlecei și varză. Are două semne albe pe antene. Și mai există o ploșniță de culoare maro deschis, care afectează florile și legumele precum castraveții, căpșunii, ardei. Cea mai bună metodă de a scăpa de ele este să le culegem cu mâna, dacă nu sunt multe, deoarece sunt foarte rezistente la insecticide. După ce le strângeți, le puneți în apă, lăsați la macerat 4 zile, iar cu lichidul rezultat se stropește în jurul zonelor afectate. Acest lucru le va îndepărta. Maceratul de urzică, nediluat, funcționează foarte bine împotriva ploșnițelor. Turnați direct pe planta afectată sau pulverizați. Un insecticid din usturoi și ardei iute are un efect de îndepărtare a acestor ploșnițe. Se fierbe aproximativ un litru de apă, se adaugă 4-5 căței de usturoi zdrobiți și un ardei iute tocat mărunt. Se fierb 15 minute. Acoperiți și lăsați la macerat timp de 12 ore. Turnați preparatul într-un pulverizator, folosind o sită pentru a-l filtra și pulverizați peste plantele afectate. Unii grădinari spun că maceratul de pelin este foarte eficient împotriva ploșnițelor. Avem nevoie de pelin pe care îl tocăm mărunt și îl punem într-un recipient nemetalic cu apă de ploaie sau apă filtrată. Se pune la macerat atâta timp cât bulele se ridică la suprafață, fermentația este în desfășurare. Când se termină, se poate folosi, dar diluat. O parte macerat de pelin, 5 părți de apă.